Salut! În filmulețul ăsta vreau să vă vorbesc despre o chestiune care a apărut de vreo 2 săptămâni prin diverse medii, și anume faptul că la Sibiu nu prea există infectați cu COVID și nu există oameni decedați. Da, de vreo 2 săptămâni, să spunem, mie mi-a atras atenția chestia asta. Că dacă te uitai pe site-urile astea care raportează infectații cu COVID, să vedeți că la Sibiu nu sunt. Adică nu au fost infectați, nu sunt oameni care să fi decedat acolo, ceea ce este suspect și este extrem de suspect. Versiunea este că omul din vârful satului vrea ca în Sibiu să nu se raporteze astfel de cazuri. Asta e o versiune care circulă. Pentru că, na, el e din Sibiu, Sibiu e un județ special și se dorește acolo ca să nu existe astfel de cazuri. De asta se fac, se pare, raportări nasoale. Adică oamenii nu raportează, oamenii sunt forțați să nu raporteze cazuri de infectare cu COVID în Sibiu și decese. Există un articol în Turnul Sfatului. Turnul Sfatului este un ziar din Sibiu, pentru cei care nu știți că nu sunteți de acolo. Nici eu nu sunt de acolo, dar am stat acolo și știu de ziarul respectiv. O să vă pun linkul în descriere aici jos, da? Și o să vedeți că șeful de la ISU Sibiu, din ce am văzut eu acolo, face scandal foarte mare datorită faptului ăsta că nu sunt raportate cazurile și că Cosmin Balcul cheamă pe omul ăsta și că există chiar și decese în județul Sibiu, unul sau mai multe, nu sunt foarte sigur, dar dacă o să citiți articolul o să înțelegeți despre ce e vorba, și că astea nu sunt raportate. Și omul spune că suntem nebuni la cap, că nu suntem sănătoși. Ăsta e adevărul. Cum să nu raportez chestia asta? De ce? Pentru că vreau unul să iasă bine acum. Vreau un om să iasă bine, ăla care a premiat spitalul din Suceava pentru practici de excelență în medicină. Și vedem tot ce... Asta se întâmpla în noiembrie și vedem tot ce se întâmplă acum la Suceava. De ce? Pentru că ăla era un spital și un județ în care erau niște baroni PSD, baroni PNL, că și aia PSD la fel, adică nu asta e problema. Da? Și era condus pe spitalul ăla de un penelist și trebuia să-l scoată în evidență și să-l aducă. Și l-a scos COVID-ul în evidență acum. Da? Și a dat una peste bot, rușul ăsta din vârful satului, de nu se vede. Acum probabil că regretă deciziile alea. Le regretă major. Bun. Despre asta era vorba. Adică de ce nu se raportează cazurile din Sibiu? De ce cazurile alea care cazurile de oameni infectați în Sibiu sunt mutate la Cluj, că asta se pare că se întâmplă. Oamenii sunt luați și sunt duși la Cluj ca să nu fie raportați în județul Sibiu. Da? Suntem nebuni la cap sau ce facem? Dați click pe clopoțel și pe subscribe ca să fiți la curent când mai pun niște filmulețe pe aici. Unele din ele sunt interesante, altele poate vi se par mai puțin interesante, dar schimbați canalul dacă nu vi se par interesante. Mulțumesc!